Articolul GSP, publicat miercuri, 27 aprilie 2022 la ora 16:23 de minute, actualizat miercuri, 27 aprilie 2022 la ora 17:04 minute. FRF anunță crearea unei noi competiții, Liga Tineretului. La ședința de astăzi a Comitetului Executiv al FRF, șeful fotbalului românesc a decis să creeze o ligă de tineret. Potrivit FRF, acest turneu va înlocui Liga Elitei U19. Analiza FRF arată că 60% dintre jucătorii folosiți în U19 Elite League au de fapt sub 18 ani. În plus, jucătorii de la naționalele U19 și U18 nu mai sunt în U19 Elite League și provin în întregime de la seniori. De asemenea, la tineret în ligă, jucătorii U19 care au câștigat Liga de Elită nu au dreptul să joace. În competiția europeană evoluează următoarea generație de U19, adică jucătorii U18 din Liga de Elită U19 plus până la 3 sub 19, pe site-ul web al federației. Cum va arăta grupul de tineri? În noua competiție vor concura primele 24 de echipe din clasamentul Academiei. Echipele vor putea legaliza jucătorii U18 și, eventual, 3 jucători cu vârsta sub 21 de ani. Cele 24 de echipe vor fi împărțite în două serii a câte 12 echipe fiecare, urmând a fi 11 etape în sezonul regulat, fiecare dintre ele disputată în sistem de tur. Primele 6 echipe se vor califica în play-off, iar celelalte 6 echipe vor participa în play-off. În barajele și rundele eliminatorii vor fi 10 etape, folosind un sistem dus-întors. La finalul play-off-urilor, primele două echipe din fiecare serie se vor califica în finală, unde se vor disputa semifinalele și finalele. Campioanele Youth League vor reprezenta România în UEFA Youth League. Video FRF creează grup de tineret. Citește și CFR Cluj, noi detalii despre cazul Arlauskis, îl acuză pe lituanianul, când a citit despre gândurile lui în ziar, interesele lui erau cu totul altele. Miriuță crede că FCSB va pierde titlul și denumirea meciului va pune capăt speranțelor roșalbaștrilor. Nu vor bate acolo.